Mai mulți cetățeni care locuiesc pe strada Ialoveni din Chișinău se opun unor noi construcții în zonă pentru un complex imobiliar cu 9 niveluri și parcare subterane. Oamenii susțin că în acel loc sunt ape subterane și alunecări de teren și se tem pentru viața lor. La o ședință cu locatarii, directorul companiei de construcții a prezentat toate actele pe care le deține, iar Direcția Arhitectură susține că totul este legal. Dar eu mă tem că să fie un cutremur și la mine bloc ca să ducă. La noi foarte mulți ani a fost apă în subsol. Da, da. Da. Mai mult de 10 ani. Nu, da. Este, e umed. Eu mă tem de viața mea, eu vă spun sincer. Nu-i glăsiu. Noul complex imobiliar va fi ridicat pe strada Ialoveni 98, între două blocuri deja existente. Locatarii susțin că au făcut o petiție prin care au declarat că sunt împotriva acestei construcții. O vecină de la etajul 9. Ea îmbla cu documentele și noi toți am scălit că suntem contra construcției. Toți. Cine a inventat hârtia că noi suntem de acord cu aceea că noi o să-mi facă reparație, schimbi geamurile la scară, încă trubile de canalizare. În timpul de față noi vedem că s-a stricat magazinul. Vedem că stai copacii nu de acolo, de unde trebuie ca să construiască. Noi, practic, nu mai vedem lumină din asta. Și așa căsuța asta e vai de capul ei. Oamenii spun că la care au apărut fisuri în părete. Când aia работа la Academie, da, și Institut Почвоведения, перевели сюда. Они дали нам три места. Вот. Остальное сказали, если будет строительство, весь этот жил городок будет там. В рэпе. Пусть они найдут эту карту и категорически запретят. Directorul companiei de construcții a discutat cu locatarii revoltați și a informat că are toate actele necesare. Avem autorizație de demolare, avem autorizație de construcții și deja toate actele ce sunt necesare pentru a demara lucrările de construcții. Beneficiarul are un acord notarial cu care a fost semnat de către un grup de inițiativă din blocurile 98-1 și 98-3. Și are careva înțelegeri care deja le respect. Beneficiarul proiectului a evitat să ne ofere explicații și a motivat de fiecare dată că este într-o ședință. Nu cunosc chestia asta, dați termină ședința și vă spun dacă v-aș vedea. Păi dumneavoastră sunteți beneficiarul acestui proiect. Nu cunosc, eu hai dați să analizez. Direcția Arhitectură confirmă că totul este legal, fără a oferi alte detalii. Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a emis autorizația de construire în conformitate cu normele legale aplicabile. Încălcări ale legii nu sunt. Nu au fost înregistrate plângeri la adresa direcției de la locatari. Locuitorii revoltați nu sunt împăcați cu ideea că proiectul are autorizațiile legale și susțin că vor da în judecată pe responsabilii de proiect.